Vă zic salut viguros și bine ați venit la cel mai frumos show din acest final de mileniu. Un show despre care ați văzut la televiziune, un show despre care ați auzit pe radio și un show pe care ați venit să-l vedeți live, aici în scena Operei Naționale. Pentru că acest show să înceapă, în mod normal, ne lipsește... Așa este, copii, ne lipsește regina țării poveștilor. Haideți să o invităm în scenă! Cântați piesa asta, dar vii și eu care băiat de show. Ai venit, Fuguța. A venit aici. Mă bucur foarte mult să facem cunoștință. Sunt DJ Mike. Wow, un DJ adevărat? Super adevărat. Extraordinar. Exact tocmai de ceea ce aveam nevoie în show-ul meu. Un DJ adevărat. Îl voi avea ca ajutor astăzi. Aplaudați-l, vă rog. DJ Mike. Mersi, Mike,
Mersi foarte mult că ai venit, într-adevăr aveam nevoie de tine, pentru că probabil ai auzit și tu că am inventat un program cu ajutorul căruia putem călători unde ne dorește inima și putem căuta acolo hituri. Adică care cântec în acea țară și în acel an pe care îl alegem noi era hit. Astăzi suntem ajunși la momentul când putem ține mâini liberă o mașină a timpului. Fiți atentă, tante Ludmila. Păi, da. Deci aici are mai multe sectoare pe care scrie Spania, Brazilia, ce vrem noi. Deci orice țară. Apăsăm pe butonașul țării care ne trebuie și am plecat într-acolo, fără bine, nicio problemă. Dar înainte de a pleca, dragii mei, vreau să vă spun că eu am zis așa, haideți astăzi să nu căutăm pur și simplu hituri, dar să căutăm în special hituri latino-americane. Sunteți de acord, vă după reacția voastră. Și de ce? Pentru că astăzi cea mai populară muzică din lume este cea latino-americană. Avem aici un ecran magic și avem aici o telecomandă magică. Deci pregătește-te și voi toți vă pregătiți, pentru că îndată ce vom apăsa butonul, ne pomenim în țara pe care o alegem acum. Și eu zic, pentru început, să plecăm în Spania, pentru că acolo sunt cele mai multe hituri latino-americane, de acord? Sunteți gata? Haideți, în anul 97, pregătiți-vă! Centurile de siguranță, am pornit! La drum! Thank you.
a los cuatro principales hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar. Adevărată fiesta latinoamericană, fiesta ceea ce înseamnă sărbătoare. Și acum, Mike, hai să le spunem prietenilor noștri că această piesă pe care ați ascultat-o acum se numește... Se numește Hotel California și ceva mai devreme, cu mulți ani în urmă, o auzeam de la renumiții Eagles. Exact. Acum repusă într-o altă versiune. Exact, acum în versiunea formației Gypsy Kings, dar într-un stil flamenco. Și eu cred că ne-a plăcut și în această versiune, nu-i așa? Fraților, acum vreau să vă spun, uite ce, în Spania simt eu că ne vom mai reîntoarce, deoarece aici putem găsi multe, multe alte hituri latinoamericane. Iar acum eu propun cât mai repede să ne deplasăm spre Brazilia, pentru că în Brazilia, prin anul 96, exact, era o piesă care a nebunit lumea. Rămâne deocamdată secret, peste o secundă... Vă pot spune că mai este în vogă piesa asta. Mașinuța timpului. Așadar, pregătiți-vă, atenție, spre Brazilia. Brazilia! Thank you.
Estão na la Samba de Janeiro. Multe aplauze pentru această superbă domnișoară. Extraordinară această Samba de Janeiro aici în Brazilia, nu-i așa? Mike, ți-a plăcut? Super, mai țineți minte formația Bellini, dacă ați văzut și videoclipul, niște fete cu fuste ca la tanti Ludmila dansau în stradă. Deci, această Samba de Janeiro, de ce râdeți? Marcel, noroc, dragul nostru! Mă rog, nu Marcel! Asta ce caut aici? De unde te-ai luat în Brazilia? Eh. Bună seara, senora! Noroc, noroc! Nu, ce... noroc, vă rog, vorbiți în limba de stat! Bună așa, Duna, vrei să faci un show ca lumea și ți apare un tip de ăsta care strică tot show-ul? Marcel, era dor de tine, dar nu gândeam că te voi găsi în Brazilia. Păi eu sunt aici de mult venit, tanti Ludmila. Eu am venit aici ca o specială, o mâță care se numește Braziliana. Wow! Ne faci și nouă cunoștință, Marcel. Mai târziu ea, cum e ocupat într-un concert de gală. Să nu-și cadă și el de treabă. Trebuie să apară aici ca să strice toată afacerea. Dar ăla cine-i prăpădit-o cel acolo? Marcel, liniștește-te. Ce-a spus? Gata, nu. Este prietenul nostru, DJ Mike, fă-te rog cunoștință. Mike, acesta este Marcel, motanul Marcel. Îmi pare foarte bine, domnule. Mare personalitate aici. Bine, gata, liniștiți-vă. Marcel, da, n-ai găsit nicio mâță la noi în Moldova, ai venit tocmai în Brazilia. Dar ce, Mike are nevoie de o mâță, da? Nu, Mike, dacă ai nevoie, poftim, te iau la vânat de seară cu mine, vezi, nu? Nu, Mike nu are nevoie de mâncare. Eu zic să-ți vezi de treabă și să te bagi în căsuța ta acolo și nu mai scoți nasul, da? Gata. M-am supărat. Liniștit. Mă, prăpăditele, fac prăpădit din auza. Marcel, nu-i frumos așa? Te rog, liniștește-te. Este bine, prietenul nostru. Deci, Mike, stai un pic. Eu zic așa, deoarece Marcel e aici în Brazilia, să ne ajute să mai găsim un hit extraordinar, pentru că aici în Brazilia mai este un cântec care a nebunit lumea. Lambada! Da, sunt lambada, păi da, sunt lambada.
aplaudăm. Bravo! Această... Mulțumesc mult! Bravo, bravo, Marcel! Tanti Ludmila, nu se mai poate, nu se mai poate. Adică, haideți să facem show cum trebuie să fie un show, nu cu derbedei de ăștia. Stai un pic, că nu Tanti este... Ludmila! Dar nu este derbedeu, ai văzut că a știut, hitul se numește Lambada, a știut chiar și să danseze. I-a scris cineva pe o foiță, eu am văzut că are niște fituici acolo. Tanti Ludmila, nu vă supărați, dați-mi voie să ies din această căsuță. Nu, și stai acolo. Și să-i dau la moacă prăpăditului ăsta. Tanti Ludmila, deci bine. Eu nu mai pot, adică eu am plecat. Liniștiți-vă, dragii mei prieteni. Hai să le spunem mai bine prietenilor noștri. Cine a interpretat această piesă în Brazilia? O piesă, dar nu ne spune el. Nu mai apelăm la el. Păi nu. El ne-a spus că se numește Lambada. Special. Dar tu ne spui cine a interpretat. Formația Kaoma, bineînțeles. Bravo! Ai văzut, Marcel, că nu este prăpădit, cum zici tu. Știe. Este expert. Da? Nu ca tine. Iar acum eu aș vrea să vă pun la încercare pe amândoi și să văd cine este mai expert dintre voi doi. Ok, asta mi-ar place, un test cinstit. Un test cinstit, ai dreptate. Deci fiți atenți, prieteni, dar voi nu le șoptiți, bine? Așadar, Marcel, prieten, da. Este tânără, frumoasă, a realizat 2 albume, al doilea de o popularitate nebună, și a pus lumea la picioare în anul 95 cu hitul Casablanca. Cine este ea? Eu știu! Hai, spune! Sacana rusă de la Poșta Veche. Nu v-am spus că e un hebăuc și n-are idee de muzică. Hai bine, tăceai, Marcel. Nu, am greșit! Gata, spune-ne tu, Mike. Sigur că era vorba despre Jessica J. Jessica J! Renumita Jessica J! Plecăm în Statele Unite ale Americii să o vedem pe ea și pe ajutorul ei, pentru că ea cântă împreună cu un tânăr extraordinar. Sunteți gata? Bye.
la cele ceașa, da, cu viu bariam, viu ca s-a navașat, viu bariam, viu bariam. Bala bala chili cha cha, senorita. Bala bala chili cha cha, si senor. I'm in honey chest, you be clubbing your breast. Chiki bala chili cha cha, best. Bala 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 bala. Dancing 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 dance. I'm in go and go to morning chest. I'll be in the chili cha cha. Bravo! Extraordinar! Aceștia-s Jessica J și ajutorul ei. Și tu, frumoasă! Mulțumesc! Cum te cheamă? Gabriela. Și pe tine cum te cheamă? Stați un pic, nu fugiți așa de tare. Uite, vă luați de acolo câte un balonaș, ca amintire de la noi. Gabriela, uite de acolo, ce culoare îți place? Fuga, fuga, fuga! De la noi și de la McDonald's. Cu cea mai mare plăcere. Acum... Noi am fost în Spania, dar mai purtăm și pe el prin lume ca să mai vadă și el, poate prinde la minte, la vârsta lui. Eu știu de ce Mike vrea să ne reîntoarcem în Spania, pentru că acolo sunt o mulțime de hituri. De exemplu, prin 93 a fost un hit pe care îl cânta toată lumea, nu-i așa? Absolut! Deci, atenție! Cum se numește formația care va interpreta hitul următor? Ei sunt frați, au realizat 8 albume, vă dați seama? Eu cred că știu cine sunt. Și au dat un nou suflu muzicii flamenco, au făcut-o chiar aș spune o muzică de discotecă. Cum se numește formația? Eu știu. Frații Bimbo! Vă zic că el spune o prostie. Vedeți ce prostie am zis eu? Ți-am spus doar că plecăm în Spania. Dar și frații Bimbo tot sunt în Spania acum, la Păscut. Stai, Marcel, calmează-te și concentrează-te și la următoarea întrebare sunt sigură de răspunde corect. Ne-am înțeles? Da. Bine, gata. Și acum, în Spania, la frații Gypsy Kings. Plecăm în Spania! Caballo la pantalana.
bolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Fraților Gypsy Kings. Dragii mei, acum din Spania, eu propun să ne ducem în Marea Britanie. Ce ziceți? Super ideea. Nu credeți că sunt acolo și hituri latinoamericane? Sunt, dragii mei. Vă da și foarte multe. Și găsim acolo un hit super pe care l-ați văzut de atâtea ori la MTV și vă place foarte mult pentru că îl interpretează o tânără foarte simpatică, Marcel Maus. O tinere foarte simpatică, aud. Da, care e frumoasă, e seducătoare și chiar a pozat înainte de cariera de cântăreață da. Pentru revista Playboy, de ce să nu o spunem? Îmi dau seama despre cine vorbiți. O tipă care își schimbă culoarea părului în toată ziua, chiar uneori de două ori pe zi. Ea a fost în componența grupului Spice Girls. Cine este? Cum o cheamă? Jerry Halliwell. Marea Britanie. Plecăm în Marea Britanie. Anul 99. Thank you.
Călătoria noastră continuă și ne așteaptă multe lucruri interesante. Va urma un hit extraordinar, cel mai proaspăt, aș putea spune, care le-a nebunit pe toate fetele, pe toate domnișoarele și pe toate doamnele din lume, pentru că îl interpretează un tânăr și voi o să-mi spuneți acum cum îl cheamă. Fiți atenți. Stați un pic, stați un pic. În primele 3 luni de când a apărut acest interpret, s-au vândut 1 milion de discuri în 3 luni, vă dați seama? El este înconjurat în clipurile lui de o mulțime de fete frumoase, una mai frumoasă decât alta, nici nu știu de unde le găsește. Este fiul talentat al unui tată și mai talentat? Bravo! Ai auzit, Marcel? Enrique Iglesias, și pentru asta ne întoarcem în Spania! Să-l întâlnim pe Enrique! Acest hit, Bailamos, ceea ce înseamnă să dansăm. De asta am venit, Latinoamerica în fiesta. Exact. Te cheamă... Mila. Zi, Marcel. Eu știu ce vreau să vă spun. Eu nu țin minte pe toți interpreții ăștia. Te rog, întreabă-mă despre cântece. Eu cântecele le știu pe toate. Ești sigur? Ba da. Păi trebuia deodată să-mi spui. Bine, concursul acesta îl câștigi tu. Sunt sigură. Fiți atenți, este un cântec popular, mexican,
care a fost interpretat în toată lumea, de foarte, foarte mulți interpreți, de foarte, foarte multe formații. Acest cântec este despre gândaci. Despre gândaci? Da. Așa și spuneți. Dacă e despre gândaci, înseamnă că e vorba de catarsis. De ce, mă rog? Fiindcă pe cei de la catarsis, până noi gâdile, ei nu cântă. Ei gâdile? Cine? Păi nu-i gâdile, vom gânda pe undeva, ei nu cântă nică. De unde ai luat? Da, Marcel. Mike, spune-i, te rog, cum se numește cântecul mexican despre gândaci? Băi, Marcele, fii atent, destupă-ți urechile, da? Și fii atent, este vorba de cucaracea, mă! Cucaracea! Mergem în Mexic, anul 69! Eu zic acum să facem un concurs între prietenii noștri și Marcel, pentru că ne-am convins deja, Mike este expert. Nu mai avem ce-l pune la încercare, de acord? Da? Bine. Numele ei adevărat este Luisa Veronica Ciccone. Și este de origine italiană, dar a ajuns apogeul succesului doar în Statele Unite ale Americii. Plus, la asta, mai este și
Astupă-ți mă urechile că ești copil încă. Actriță, nu? Actriță. Exact. Și mai e și sex simbol, asta vreau de fapt să zic. Eu știu! Dacă e vorba de sex simbol, ăsta e Ioan Soroșanu. Marcel, ți-am spus că ea este ea, este dânsa, este o vedetă din Statele Unite ale Americii, care a avut foarte multe titluri, printre care și titlul de sex symbol al Americii. Și o cheamă cum? Bravo! Madonna! Cicone, tot ea, Madonna! Madonna! Cu Isla Bonita, renumitul hit latinoamerican aici în Statele Unite ale Americii. Dragii mei, mergem mai departe? Nu, eu zic că s-ar putea să fie că lumea cam obosit de hiturile astea și de toată muzica asta, bunț, 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 și plus la asta mai e și tipul ăsta enervant aici. Haideți să luăm o pauză. Bună idee! Dragii mei, haideți să facem o pauză și pur și simplu să ne odihnim la un carnaval adevărat! Uh!
plecăm acum? Ia uitați-vă! Cine ne-a adus la carnaval? Ia uite ce iepuraș ți-a adus ție, fetița asta. Mulțumesc frumos! Ia uite, îți place? Da. Foarte frumos! Dar cum te cheamă? Gabriela. Dar câți ani ai? 3 ani. 3 ani. Micaela, dar ce ai tu aici la guriță? Seamănă cu ceea ce am și eu? Microfon. Da, spune-mi, te rog, mai ai ceva care seamănă cu ceea ce am eu? Uite, eu am un cârleonț și tu ai un cârleonț aici. Da? Da, da, frumos. Foarte frumos. Dar cui e mai frumos, a meu ori a tău? A meu. Micaela, de 3 ani, aplauze! Micaela pe care am găsit-o în Rio de Janeiro. 3 ani și cum cânte? Eu am 50 și tot nu pot cânta nici o mamă. Dar e 3 ani, tantele bine! Eu nu înțeleg, de ce totuși nu cunoști tu niciun interpret mare din lume, nici o stea, nici un hit? Tantele Ludmila, e foarte simplu. Eu privesc alte emisiuni, eu privesc Perla Neagră. Telenovele. Telenovele. Neserios, asta am constatat din fața locului. Nu, de ce e neserios? Păi este lume care adoră telenovelele, care nu-și închipuie viața fără aceste seriale mexicane. Cine este cea mai îndrăgită eroină a telenovelelor? Cum o cheamă, Marcel? Stai că îți mai spun ceva. Nu de mult ea s-a căsătorit cu producătorul de la Sony Music, Tony Motola. Motola. Cum o cheamă, prieteni? Talia! Asta este! Bengo, bengo, bengo de caña, bengo, bengo, bengo de sol. Tengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo y sabor. Vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol. Tengo, tengo, tengo.
ritmo y sabor. Vengo de raza, de manera, de campo, de la Diego, de canta, de madera. Mi orgullo es de latina, de Mario Dinera. Aguerte como el fuego, soy sangre de mi tierra. ¡Ay, caramba! Care ne aduce atâta bucurie pe care seară în serialele ei. Mulțumim mult! Și acum o întrebare pentru domnișoare, pentru doamne și pentru fetițe chiar. Sunt sigură că vă place. El este de culoarea ciocolatei, este din Germania, e drept că tatăl lui este din Uganda, mama din Sicilia. Se poartă la vestimentație de un alb imaculat. Exact! Și are pălărie. Poartă pălărie. Cine este, Marcel? Ne spui tu? Vă spun. Îți mulțumesc, dragă soție, că mi-ai dat o pălărie. Alexandru Lozanciuc. Marcel, dacă nu știi, mai bine taci. Dacă nu știu, mai bine vorbesc. Nu vreau să tac. Mai bine dumneavoastră să nu-l întrebați, că nu știe. Deci... Credeam, să întrebăm mai bine sala. Credeam că îmi răspunde, îl știe toată lumea. E înconjurat și el de multe fete frumoase și cântă într-un ritm nebun că te face să salți din loc. Un ritm care a fost ritmul verii. Cum îl cheamă? Lube! Bravo! Lubega! Mambo number five! Ladies and gentlemen, this is mambo number five. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's run to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but the ladies don't want them. We burst like a head last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Dieter. There's a Cutini, you know, get it sweeter. So where can I do? I really back into my lord. To me, flirting just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me dump it, set in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina's where I see. A little bit of Sandra in the sun.
little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita is all I need. A little bit of Tina is where I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mulțumim! Dar unde-s aplauzele? Asta-i! Asta vreau! Mai mult, mai mult, mai mult! Ia haideți să-i provocăm la aplauze! Mai fă-i odată! Cum faci tu? Mulțumim! Mulțumim foarte mult și acum atenție! Numele ei adevărat este Sherelyn Sarkisian. Este de origine armenească. Și este unica din lume care a reușit să-și scrie pseudonimul în pașaport. Mai știi ceva despre ea, Mike? Mai știu despre ea că este actriță și mai știu despre ea că, având vârsta de 50 de ani, a reușit să arate ca o domnișoară de 18 ani. Dragii mei, este renumita Cher.
Pentru această atmosferă romantică pe care ne-a creat-o acest hit nemaipomenit. Dragii mei, îmi pare foarte rău, dar orice început are și un sfârșit. Și încet, încet ne apropiem de casă. Călătoria noastră se apropie de sfârșit. Dar nu putem să ne reîntoarcem acasă până când nu poposim și în România noastră, dragă, nu-i așa? Haideți deci în România și ne reîntâlnim cu... Valahia! Maria, Maria,
Roze, mulțumim mult pentru acest hit al grupului Valahia, care ne-a adus atâta bucurie. Bravo! Dragii mei, această călătorie minunată prin diferite țări în căutarea hiturilor latinoamericane a luat sfârșit. Mulțumim companiei McDonald's pentru baloanele multicolore care ne-au adus atâta bucurie astăzi aici la acest show. Mulțumim din tot sufletul firmei Tinama pentru jucăriile extraordinare care au fost confecționate special pentru Tante Ludmila Show. Dacă doriți și dumneavoastră o asemenea jucărie, o puteți comanda la telefonul 374170 pe adresa voluntarilor 15. Eu cred că o jucărie a firmei Tinama poate fi cel mai frumos cadou pentru oamenii apropiați. Mulțumim pentru susținere informațională posturilor de radio Hit FM, Europa Plus, Antena C, Polidis, Radio Nova, Radio Dor, îndeoseb lui Mihai Corețchi, DJ la acest post de radio care a fost ajutorul meu în acest spectacol și desigur prietenilor noștri de la Sun TV care știu să ofere copiilor adevărate bucurii. Mulțumim tuturor dumneavoastră pentru căldură, pentru bunăvoință. La revedere, până la noi întâlniri!